acum are o lăbuță. La gât. Nu mai e crucea. Nu mai e crucea. Acest om care e foarte urât. Urât și la propriu și la figurat, exact. Păcatele. Păcatele îl urățesc pe om. E cam urect. El arată ca un ochi maro. Acest ochi maro vine și se ia de religia mea creștină. Vorbește despre mântuitorul nostru al creștinilor ca și cum ar fi gay. Eu vă întreb dumneavoastră și o fac public. Această panoramă pentru mine nu poate exista. N-are cum să existe. Deci, bă, destrăbălatul, că n-am cum să ajung la tine. N-ai cum tu să faci pe Dumnezeu meu gay și eu să te las pe tine, corect? Fără să te arunc din cetatea mea, din sufletul meu, cât mai încolo. Cât mai încolo de familia mea, păi, de copiii mei. Vă ascultați pe Sfânta Prosopă, aruncați din mijlocul vostru. Asta am făcut. Pe rău acela. Alt băiat. Alți băieți. Ia uitați aici. Scriitor. Oscar Wilde. Marcel Proust. Domnul Lucian. La gunoi cu voi. Haideți să vă scriu. Numai, stați un pic să-mi termin și eu puțin. Mai aveți, desigur, pe care trebuie să-i îmi pare rău băiatul ăsta. Lacul lebedelor. Ce-ai da. No. Rău. Rău și pe ăsta. Nu-i mai vreau. Leonardo da Vinci. În cina cea de taină... Cosimove. În cina cea de taină, unul dintre apostoli zici că e fetiță. Da? În cartea lui da Vinci, acelui dezechilibrat, apare și vorbește despre homosexualul ăsta, alt homosexual. E o relație pătimașă. Și ne face pe noi să vorbește despre că asta a vrut să picteze gayul ăsta, că Domnul Iisus Hristos a făcut parte din dinastia merovingienilor, că el de fapt s-a însusurat, că are un copil... Maria Magdalena, a trăit un sinele. Nu, e vomitabil. Domnul Lucian, vedeți, se spune... Ăsta e pentru mine Leonardo da Vinci. Se spune că da. Mediocritatea vede, dar numai geniu observă. Da. Din nefericire,